președinte, doamnelor și domnilor, muzicile militare ale Calinjoanei București, alături de baritonul Ștefan Alexandru Constantin, solist al ansamblului artistii Soila al Armatei și corul Academiei Tehnice Militare Ferdinand Stâng, vor intona imnul național al României. Thank you.
Doamnelor și domnilor, în memoria eroilor jertfiți pe câmpurile de luptă, vă rugăm să păstrăm un moment de reculegere. Doamnelor și domnilor, ceremonia militară dedicată Zilei Naționale a României începe cu evoluția aviației militare. Piața Arcului de Triunghi va fi survolată de formații de avioane și elicoptere aparținând Ministerului Apărării Naționale. Parada va fi deschisă de un elicopter, iar este 30 Puma din dotarea bazei 90 aeriene, ce poartă traperul tricolor, simbol al Unității Naționale. Echipajul este condus de comandorul Ciprian Marin, care a fost comandantul rotației a doua a forțelor aeriene în misiunea ONU din Mali. Din
Dispozitivul de zbor este deplin de o formație de aeronave cu 27 jet spartani, din dotarea bazei 90 transport aerian Oplopeni. C-27 jet spartani este un avion de transport de dimensiuni medii cu capacitate tactică superioară, intrat în dotarea forțelor aeriene române în anul 2010. Între misiunile executate se numără și cele de evacuare medicală și evacuare a civililor din zone de conflict. De asemenea, aeronavele efectuează misiuni de transport personal și materiale în și din teatrele de operații. Ca să numără exerciții naționale și multinaționale și execută zboruri între monografiile pe timp de zi sau de noapte. La turbonavia Carnului de Viu, avionul C-130 Hercules din dotarea bazei 90 transport aerian Oplopeni. Este urmat de aeronave IR-99 standard din dotarea bazei aeriene de mântuire și formare a personalului aeronautic Popov. Reprezentative ale Ministerului Apărării Naționale
Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Telecomunicații Speciale și Administrației Naționale a Penitenciarelor. Detașamente drept pentru defilare. Codorul pe dreapta. Înainte, marș! Comandantul paramilitar este comandantul major Cornelius Popa, absolut de serviciu profesional, onoare, avere, patrimoniu, specialitate în armarea cetățenilor. Iar în procesul de carieră, Cornelius Popa a urcat pas cu pas în care până la actuala funcție, director al statului major al Thank you.
Gracias.